Zai fost la biserică. M-am pornit la biserică. Fiica mea, azi noapte, femeie, învățatul să ne fure pașaportul. Aia este chip. Dar ce interes are? Ne-au luat, au venit aici cu bandiții care au fost cu mine, prieteni. Înțelegi? Cu unul. Aia este azi bârfe. Ai zis că ai fost la biserică. Povestește-te din biserică. Lasă-mă din familie, viața ma tale din familie. La biserică, da. Unde îți duci fiica. Da. Dimititic. Și m-am suit de acolo, merge... Și amu câți ani are fiica? 24. Abdea mai matură. Și? Și m-am dus acolo să mă uit, să o chemi fiica, să-mi dăi... Când i-au luat 4.200 de lei și pașaportul român. Când mă s-a zboară în Italia și eu i-am spus ieri, te duci cu totul. Înțelegi? Ei, lasă, povestește de biserică, asta e viața privată a ma tale și îmi trebuie o nouă familie. Și ai așteptat la biserică? Scări, da, și ai chemat-o fiica. Le-am spus la ce a chemat fiica ori păstor. Uh-huh. La noi de sărbătoare, s-a prochit. Securiști, vole garzi, pur și acolo te-am securiști, tu îți dai seama. Dar de garzi la biserică. Eu, ei, să te mă uitam la dânsii, unul vine și pe urma asta de vorbă am spus acolo o poezie asta care îmi spun un placatniu și apoi am cântat o cântare, două poezii. Și când am văzut că o scă, iau al lor, al lor. Și n-ai mai grăit cu fiica. Și nu m-a adus nici fiica, nu m-a adus bine, mă trimiteau și du-te la poliție și la procuratură. A, cam așa e, da, dacă ți-au furat, dacă nu știi, ți-au luat la poliție și să te duci la biserică. Dar eu m-am dus, că așa e legea, înțelegi? Smărjelul la păstor. Așa e legea acolo în biserică, dar și mă, da. Tot ești credincios pentru că eu am fost credincios, că la aceea, ce am vrut ieri? La cei din Tușani, aceia vopșesc dragi. Aveți acolo biserică, da? Da, dar biserica au construit bunelul meu. Au cărat cu carul. Bunelul meu a înființat Biserica Baptistă, bunelul Gheorghe. Dar biserică. Cum de nu s-a închis pe timp sovietic? Nu s-a închis, fiindcă Dumnezeu o ținut cu și v-a păzit, am înțeles. Că a fost când cine a înființat biserica. Și te-ai dus la biserica din sat și tot nu te-a prins. Am fost credincios acolo, am cântat. Dar când am văzut ce se face, mai da hai în călăia asta, tot păstorul care jide Vlad Caragea, care jide la Amvon și veste, era cel mai mare curvar. Păi da, și nu, interzis prin religie sau ce? Nu, dacă ești credincios, n-ai voie să precurvești. Asta sumește. El poate nu prea curve, el numai curve. N-are importanță, curvia sau prea curvie, e tot aceea. La, clar, e greu cu biserici. Și dacă mai gine de mine, că sunt necredincios și n-am nicio treabă. Și pe urmă, îți duce pe America și strânge bani. Și-o lepădat femeia cu 4 copii și trăiești cu o curvă. Ei trăiești cu altă femeie. Hai să ne grăim frumos despre oameni și cu respect. N-are importanță. Eu îi spun că eu l-am așteptat în fața bisericii și atunci ne-au spus că dacă n-am văzut cu curvăria asta, eu când m-am pocăit, eu credeam că acolo sfinți. Dar ce înseamnă că te pocăiești? Când treci în religia asta, da? Ca nu, și cum, sau ce? Când te pocăiești în fața lui Dumnezeu. Apa asta o faci în fiecare zi sau nu, cum? Nu, odată te pocăiești. Iar că eu m-am pocăit la Palatul Național, când a fost Billy Graham aici. Și devii membru al bisericii cele, ești, da? Așa, eu eram un bandit. Un ei tălcar, nu cred, mă, ta bandit. Aha. Erai rău. Și amu ești bun. Nu. Acum nu știu cum mă zăcoat lumea, dar atunci, în 94, când m-am pocăit, apoi ia ca Moldova, tete, a fost în mâinile lui fratele meu, lui ce? Valera Moisei, dar acela muia, e credincios, cu adevărat. El de atunci... Sau credința face și ninuni, face și ghine, nu? Din oameni răi face... Care, înțelegi? Un nimernic, el a fost afganist. Eu încă vorbim cu oamenii frumos, încolo-ncolo, dar acela nu vorge. Acela știe că banii și la casino. Oho. Tet. Dar de ce ești nemulțumit de biserică, dacă ea că au făcut bine din fratele matale și din mata au făcut bine, nu? Fiindcă de ce nu-s mulțumit? Cam o s-o dat legi. Fac protocoale, este unul care
care, cum spune, Vitale Cârpa, cel mai credincios, el socoate. El nu creiește nici cu neamurile lui, nici cu bătrânii. Dar până nu înțeleg ce fel de protocoale în biserică. Apoi el face protocoale. Ai în vedere proces verbal de ăsta, da, de contravenții? Da. Dar și polițist sau... A, un fel de proces verbal intern acolo, da? Da. Și te dai afară din biserică. Da. Dar cu ce e deranjat? Eu nu i-am deranjat cu nimeni, eu i-am întrebat. Bă, de ce nu... A, m-am dus să zic eu drepturile mele de la primărie și drepturile mele de la centrul de sănătate. Și-a ridicat o leacă în vloce. Dar și legătură are biserica cu asta? Apoi, una e primăria și alta e biserica, nu? Apoi, eu zic că eu n-am voie să grăiesc cu voce tare. Dar și vorbești la biserică despre problemele din primărie sau ce? Da. Am înțeles. Și... Eu vreau să șoptești problemele, înțelegi? Am înțeles. Și eu am zis, dar cine m-a spus când am... Când s-a început agitarea asta, știi, că politică, când a fost Piața Mare Adunării, când a fost partidul lui Maia Sandu. Dar au fost proteste des aici, șase. Nu, ultimul proces, că m-au zvâlit mine în tombilon. A, da? Da, dar și nu te-a zvâlit? Polițești? Eu vreiem să-l apuc. Pe, că atunci trebuie să vie Filip și pe 26. A fost azi, dar pe 27 și a fost sărbătoarea. A, în august, 26 august, când a fost și al de Șor acolo, cu Climenco, da, a făcut protest, cu Maia la Gluta. Șor, de atunci a început să cresc unghiile. Și ei te-au zvârlit la tomberon? Nu m-au zvârlit la tomberon, ei. M-au zvârlit polițiștii dimineața. De-am aici, de la monument, când da. O eliberat ca eu să vină Dodon și cu Filip, am înțeles. Eu ne-am pus caleasca afară și am zvârlit. Și m-am pus într-un tomberon ca să nu mă afle. Înțelegi? Bun, deci e clar, ești supărat și pe biserică, și pe politică, și pe toată lumea ești supărat. Nu supărat, eu spun la oameni. Și vrea Dumnezeu de la oameni. Ei, asta de-a mai relația mea tale și cu Dumnezeu. Eu nu sunt credincios și nu mă bag în așa ceva. Noi toți trebuie să fim credincioși. Dar eu am voie să nu și eu. Nu că n-ai voie. De Dumnezeu tu n-ai unde să fugi. Dar nici nu fug, nu mă ascund. Dumnezeu vede și inima ai tu, și inima am eu, și dorințe noi avem împreună. Și el, și tu, și eu. Eu mă îndoiesc. Și dacă noi suntem cu Dumnezeu, Dumnezeu nu să spui din gura ta, fiindcă tu nu cunoști căile lui. Dar el dacă știe și face tot, și trebuie să-mi mai spun și eu chestia asta, încă să mă duc și la biserică să-i spun și încă să dau și bani la popa. Nu, la popa nu te duci. Nu trebuie să dai, da. Că de grabă pochii ăștia din Moldova, eu le spun și azi. Pravoslavnici ori și așei penticostali. Ascultați, aceia mai lăsăm o leacă. Așa e încă bun, schimbi, da? Schimbi, dar treci la pochii ăștia din Moldova, le spun, îndreptați-vă pochilor ochii spre România. Am înțeles, mă, tare. Dar dacă nu, ați vă duc în Piața Mare Adunări și ați vă îmbac poale cele lungi, ați vă îmbac tăți în cap și ați vă fac te-o glugă. E ca așa? Și când voi lua-vă cu toate, ca să... Tot bandițăla e rămas și la biserică. El s-a pus și de oameni să le bage poalele în cap și să-i bage glugă și să facă nebunii. Nu te-ai pocăit deloc, numai te-ai pace, făcut. M-am pocăit, dar când văd pochii ăștia... A, te nervezi, dar mai calmează-te. Nu, mă nervez. Eu n-am și pentru ce mă nerva. Eu numai pentru plahat. Nervat că el ne-a omorât nepoțica. O dat ordine și... Ei, plahat, am făcut asta. El a dat ordine, asta e 100%.